Sala sporturilor din Buzău a fost aproape plină duminică la ultimul meci al anului pentru handbal municipal Buzău. Elevele lui Romeo Ilie au întâlnit gruparea Dinamo București, echipă înființată în vară, însă cu un lot numeros și valoros. Mai încrezătoare în forțele proprii, dinamovistele au dominat clar prima parte a jocului. De altfel, la finalul primei reprize, tabela de marcaj arăta scorul de 7-13. În partea a doua a meciului, elevele pregătite de Romeo Ilie au intrat mult mai determinate și au echilibrat jocul, reușind în mai multe rânduri să se apropie la doar 2 goluri de dinamoviste. Din păcate pentru buzoience, subțirimea lotului și-a spus cuvântul, așa că dinamovistele au reușit până la urmă să mențină un avantaj care să le asigure victoria. Handbal Municipal Buzău Dinamo s-a încheiat cu scorul de 27-31. Cei aproximativ 1000 de buzoieni prezenți la meci au aplaudat în picioare spectacolul oferit de cele două echipe. Dacă nu am fi început așa timorat și cu stresate, eu zic că altul ar fi fost rezultatul. Am jucat foarte slab în prima repriză, efectiv ne era frică să pătrundem între poartă și să finalizăm. După pauză ne-am revenit, am încercat să jucăm ceea ce știm noi să jucăm mai bine și să avem răbdare în atac la construcție, pentru că aici a fost buba în atac. A fost un meci cât de cât echilibrat față de partida cu Rapidul. Ne-am dorit foarte mult o victorie. Dar noi, cum am mai spus, nu avem bancă, trebuie să jucăm 60-60 și atac și apărare. La ele tot timpul lotul a fost rulat, au fost odihnite. Tehnicianul dinamovist Nicoleta Alexandrescu, fostă jucătoare a echipei buzoiene, a mărturisit că a fost o plăcere să evolueze în fața unui public numeros și bun cunoscător de handbal, așa cum este cel de la Buzău. Ne așteptam să fie un meci greu, meciurile din sala din Buzău sunt de tradiție grele, este o sală grea, avem aici un public cunoscător de handbal, le mulțumim că vin la sală și ne bucurăm cu atât face lucrul acesta, face ca victoria noastră să fie mai valoroasă. Ce a avut în plus Dinamo față de... Am avut bancă și dârzenie. Liga a doua de handbal feminin se va relua anul viitor pe 8 ianuarie. Elevele lui Romeo Ilie au intrat în vacanță și vor reveni la antrenamente în decembrie timp de 2 săptămâni, după care va urma o nouă mini-vacanță de sărbători. După 9 etape, formația buzoiană se află pe locul 3 în divizia A. Pe primele poziții se află Rapid și Dinamo, singurele echipe în fața cărora buzoiencele au pierdut în acest sezon.